V-am explicat lucrul ăsta pentru ca să înțelegeți că dacă nouă ni se pare o glumă că ceea ce se întâmplă în societate e normal, o să vedeți că peste puțin timp și nu peste mult timp o să sosească și legea care să-ți spună ce să faci cu mortul, deși el mai circulă așa subtil pe aici, pe acolo, că să-l duci direct la capelă, că într-o oră să-l duci direct în cimitir, sau ele încă doar numai sunt persiflate, așa, să vadă reacția publicului. Într-o zi îți va spune de ce nu trebuie tras clopotul, că deranjezi pe cei de altă confesiune, într-o zi îți va spune că nu trebuie să mai lași stația la biserică să cânte, că deranjează pe altcineva, într-o zi îți va spune că nu trebuie să ții slujba mai mult de o oră, că deranjezi minoritățile religioase, că slujba voastră e prea lungă, deci trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți ca aceste valori tradiționale românești și culturale, încercate de a fi denigrate prin mizerii de 2 lei, m-am uitat și eu zilele astea cât au pulsat mass media și ziarele, pe ce? Pe două găinării, că nu știu care preot a făcut nu știu ce nardeal cu nu știu ce tânăr, ia-l domnule de urechi, cheamă-l la tine, judecă-l, oprește-l, pedepsește-l, nu confunda instituția ortodoxă cu un om care a greșit. În primul rând, prima greșeală fundamentală de acest gen este alta. Prima greșeală fundamentală, păcatul nu se expune public. Dacă Iisus Hristos ar fi ieșit în Ierusalim să strige Petru, m-a trădat, dați cu pietre în el, poate astăzi nu era apostolul Petru. Sau dacă Iisus Hristos ar fi arătat lui Pavel și i-ar fi spus, Pavele, tu mi-ai omorât atâția creștini prin Damasc și prin Ierusalim, ce azi vrei să fii apostolul meu, vezi că ești un om de nimic, un criminal. Și totuși, Pavel devine apostolul neamurilor. Deci eu cred că atunci când greșește cineva, sunt două moduri. Mass media să aibă grijă să facă propagandă pe gheilor sociali, și biserica să-și rezolve problemele ei interioare. Nu trebuie mass media să vină să intri până în altar și să-i explice ea regulile bisericești. Eu cred că cel care a greșit trebuie să înțeleagă de la sine, dintr-o simplă cerere sau dintr-o simplă semnătură, că locul lui nu este acolo și cu asta basta. Și în momentul în care omul nu te-a mai văzut la loc unde ai fost, înseamnă că ești la loc de pocăință. Du-te plângeți păcatele, este drept de iertare, este drept de pocăință, este drept de ridicare, oricine are dreptul la rai, oricine are dreptul la lacrimă, oricine are dreptul la metanie, oricine are dreptul la post, n-are decât ai căzut, ridică-te. Era plin patericul. Ce-ar fi fost dacă media stătea după pateric, când s-au făcut apoftegmile patericale ale Egiptului și spunea, un frate s-a dus în Alexandria să vândă rucodele, așa căzut în păcat cu o femeie. S-a întors în pustie și a spus bătrânului său, bătrânii m-a ispitit dracu și am căzut. Să zică bătrânul, mă, stai să chemă media, dar ce crezi că așa scapi? Da, tu batjocorești, hai, n-aia, dar îți permis, tu stai în pustie cu apucături de genul ăsta, hai afară? Nu! Îi spunea, mergi în chidia ta, stai acolo și te pocăiești că te va învăța de toate. Și în felul acesta, atitudinea moralizatoare și nu mai departe decât cea lui Ava Amun, nitriotul, episcop de Nitria, vin frații la el și spune, vezi că în cutare colț al pustii este un derbedeu care trăiește cu femei. S-au dus rapid, episcopul a ajuns înaintea lor. A intrat în casă, a tras o privire, a bănuit unde era femeia, a ridicat capacul ușor, a văzut-o că e în butoiul, în butoiul respectiv unde ținea el cereale, a pus un capac, a pus un pled, s-a pus pe butoi, a așteptat să vină frații, a făcut consiliu de ședință și a zis fraților, ați scotocit toată chilia? Da! Ați găsit femeia de care îmi vorbiți? Nu. Să nu mai acuzați înainte de a fi sigur de un lucru. Cicavă, poate că a fost nălucirii de la diavolul. Chiar să nu fi fost nălucirii de la diavolul. Nu mai luați decizii pripite, fraților. Noi, cei duhovnicești, să purtăm grija celor slabi, cum? Sprijinindu-ne unii pe alții sau învățându-ne unii pe alții, nu pismuindu-ne și urându-ne unii pe alții.
și spune, de 30 de ani mă lupt cu nerăutatea și cu nejudecata și cu neclevetirea și uite, datorită vouă era să pierd virtutea. Frații s-au rușinat toți până la pământ, au cerut metanie fratelui care îl acuzau că greșise și când a rămas bătrânul cu el, cât înțelepciune și maturitate spirituală. S-a apropiat el, l-a bătut cu palma pe umeri și i-a spus așa, frate, văd că de oameni nu te temi și de lume nu te rușinezi. Privește cerul, că de acolo vine pedeapsa. Deci cred că același lucru este valabil și azi. Dragul nostru frate, scrie-ți demisia și privește cerul. Este suficient pentru iertarea ta și pentru îndreptarea ta. Și în felul ăsta cred că am devenit mult mai duhovnicești. Deci noi români am ajuns ca o haită de câini în care arunci o bucată de carne între ei, se bat toți acolo și se luptă și se, cum se cheamă în termenul popular, să hărcătesc unul pe altul și se mușcă și nu mai văd că vine lupul, ursul și alte fiare care pradă stâna. Deci asta este problema. Este mult mai important să batjocorește un cleric în media, este mult mai important să faci 70.000 de emisiuni și 70 de comentarii, ținând cont câtă putreziciune. Eu vă spun în glumă, nu o spun cu răutate. Eu nu prea mă mai bag să spovedesc prea mult, pentru că am suficient pe cei pe care îi spovedesc și știu de ani de zile și m-am obișnuit cu ei. Dar, dacă ar fi să fac un bilanț, aș putea să spun că păcatele care se săvârșesc în societate sunt suficient de grele ca Dumnezeu să trimită o plagă să ne șteargă de pe fața pământului. Dar El a spus, depărtata de la noi fără de lege noastră ca cerul de pământ și răsăritul de apus. De aia s-a lăsat taina iertării și taina pocăinței, ca fiecare om să poată pleca genunchii și să primească iertare. Cu cât ierți din toată inima, cu cât dezlegi din toată inima, cu cât îți pare rău din toată inima, cu atât mai mult se bucură Dumnezeu. Dumnezeu nu stă să numere păcate, Dumnezeu nu stă să numere greșeli. Dumnezeu caută inima înfrântă și zdrobită, nova urgisi. Deci asta trebuie să avem grijă. Ne-am învățat să ne dușmănim noi între noi ca neam. Cele mai urâte trădări în istoria românilor, cele mai urâte asasinări în istoria românilor, cei mai mari turnători și lepădători care au trădat istoria de-a lungul războaiilor între români. Decebal n-a murit că se temea de Traian, ci că a fost vândut. Constantinopolul n-a căzut că n-avea armată, pentru că a fost deschisă poarta Sfântului Roman în secret de oameni strecurați în cetate, care erau oamenii dușmanului, iscoadele, care au vândut cetatea crezând că vor scăpa cu viață. Ștefan cel Mare n-a fost învins în războaie când a știut să lupte, tot pentru că a fost vândut pe la spate. Și nu mai comentăm Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, tot ce vrem noi să luăm de amănuntul. Dacă vreți să o luați pe cea mai amănuntă, până și Ceaușescu a fost trădat și vândut și dată țara în jaf, așa cum o vedeți astăzi, tot pe ideea că comunismul era o teroare. Da, a avut teroare și a avut niște apucături și niște greșeli fundamentale. Au vrut să schimbe mentalitatea și gândirea omului, să o transforme într-un fel de robotizare, lucru care nu s-a putut și nu se poate. Mintea este liberă, voința este liberă, gândirea este liberă, de aceea au și umplut pușcăile cu intelectuali, cu miniștri, cu tot felul de somități care și-au găsit moartea în pușcăriile și în temnițele comuniste, dar care au strălucit în cer ca și martiri. Deci este o demnitate a neamului, nu este o rușine a neamului. Dar ce facem noi astăzi este mai mult spre rușinarea neamului decât spre bucuria neamului. Deci trebuie să fim foarte atenți și să nu mai stăm cu mâinile în sân.